Animale și păsări domestice Pisica, animal domestic, carnivor, utilizat ca animal de companie, dar apreciat și pentru agilitatea de a vâna și înlătura rozătoarele nedorite din jurul casei. Are auzul foarte dezvoltat, iar văzul adaptat vederii în condiții de întuneric. Fire leneșă petrece mare parte a timpului dormind. Dar atunci când nu doarme, își îngrijește atent și îndelung blănița. Rase de pisici În funcție de rasă, pisicile au dimensiune ale corpului și culoare ale blănii diferite. Amintind, ca excepții, pisica fără blană numită Sphinx, pisica fără coadă numită Manx sau pisica a cărei blană are culoare albastră. Câinele Animal domestic omnivor, considerat cel mai bun prieten al omului, datorită caracterului său loial și atașamentului față de stăpân. Câinele este un animal inteligent, percepând și executând cu ușurință comenzile primite. Fapt ce determină ca, pe lângă folosirea sa ca animal de companie, acesta să fie utilizat și în alte scopuri, cum ar fi vânătoarea, paza diverselor obiective. Acțiunea și pentru participarea la anumite concursuri. Rase de câini. Există o mare varietate de rase de câini. Dimensiunea corpului, coloritul blănii, inteligența, comportamentul sunt doar câteva dintre cele mai importante criterii de determinare a rasei unui câine. Carul animal erbivor umegător din ordinul cabalinelor, cu o ținută zveltă și picioare puternice, întrebuințat pentru tracțiune la muncile gospodărești și la lucrul câmpului. Părul care acoperă corpul poate avea diferite culori, cum ar fi maro roșcat, negru sau sur. Este și un bun alergător, drept pentru care este utilizat frecvent la cursele de cai. Ascultător și inteligent poate fi dresat cu ușurință, obținându-se rezultate remarcabile. Catârul, animal domestic rumegător, rezultat al împerecherii dintre cal și măgar. Are însușiri specifice calului, cum ar fi culoarea, dar și însușiri specifice măgarului, cum ar fi încăpățânarea și rezistența la condiții grele. Ca și măgarul, catărul este crescut pentru a fi folosit ca animal de povară, în special în zonele montane, unde predomină cărările înguste și pantele abrupte. Poneul, Rasă de cal de statură mică, având de obicei cam 1,20 m. Are picioare scurte și puternice, abdomen voluminos, corpul acoperit cu păr gros, iar coama lungă și deasă. Este folosit la diverse munci ușoare, dar în special pentru agrement. Poate fi întâlnit în mai multe rase diferite, cea mai frecventă fiind rasa Shetland. Măgarul Animal domestic herbivor, cu o statură mai mică decât calul cu urechi lungi, cu amă bogată și aspră și picioare scurte. Este folosit ca animal de povară la muncile grele și în locuri greu accesibile, fiind rezistent la aceste condiții și utilizând doar o cantitate mică de hrană. O trăsătură caracteristică este încăpățânarea, măgarul fiind foarte greu de urnit din loc, atunci când se împotrivește. Vaca Animal erbivor, umegător, crescut de către om pentru laptele, carnea și pielea sa. Reprezentantul masculin al speciei se numește bou, iar dintre aceștia, cei folosiți pentru reproducere sunt numiți tauri. Vaca, fată, pui, vin, numiți viței, pe care îi hrănește cât sunt mici cu laptele său. Vacile sunt grupate într-o gamă variată de rase, diferențiate în funcție de masa de carne furnizată sau în funcție de producția de lapte. Oaia, animal domestic erbivor de la care omul întrebuințează carne, laptele și lână. Rasele cele mai cunoscute sunt merinos, țigaie și țurcană. Masculul speciei este numit berbec, iar puii se numesc miei. Capra, Animal domestic rumegător, crescut pentru carne, lapte și blană. Este un animal cornut de talie mică. Spre deosebire de alte specii din această clasă, atât femela cât și masculul au coarne scurte și curbate. Masculul se numește țap, iar pui se numesc iezi. În țara noastră întâlnim două rase de capre, și anume capra carpatină și capra bănățeană. Deși este produs în cantități relativ mici, în comparație cu ale altor animale, laptele caprei este foarte apreciat fiindcă este bogat în grăsimi. Porcul Animal domestic omnivor, rezultat din domesticirea în timp a porcului mistreț, are corpul acoperit cu păr aspru, capul de formă conică și picioare scurte. Este crescut pentru carnea și grăsimea lui. În prezent îl întâlnim într-o mare varietate de rase, deosebite în funcție de producție de carne sau de grăsime. Datorită botului alungit, numit rât și obiceiului de a scurma în pământ, mai este numit popular și râmător. Preferă locurile umede și noroioase, unde se poate bălăci în voie. Iepurele, animal domestic rozător, crescut pentru carnea și plana sa. Blana poate avea culori diferite și este întrebuințată pentru confecționarea diverselor obiecte de îmbrăcăminte. Iepurele de casă este un animal cu o fire blândă, dar și foarte fricos. Este un animal de talie mică, având picioarele din spate mai lungi decât cele din față, urechile sunt lungi și ele, iar codița foarte mică. Femela fată de mai multe ori pe an un număr mare de pui între 10 și 15 pui. Găina pasăre domestică din familia Galina Ceilor, originară din India. Este foarte des întâlnită în ogrăzile gospodărești, dar și în fermele de păsări, fiind crescută pentru carne și ouă. Are corpul acoperit cu pene de diverse culori, având mărimi diferite în funcție de rasa din care face parte. Rasele sunt împărțite în trei grupe și anume Rasele ușoare, din care fac parte găinile ouătoare, rasele grele, reprezentate de găinile crescute pentru carne, și rasele mixte, în care intră găinile, de la care se folosește în egală măsură atât carnea cât și ouăle. Cocoșul are coloritul penajului mai intens, o creastă mare pe cap și pinte în la picioare. Cântecul său anunță ivirea zorilor. Rața Pasăre domestică mai mare decât găina, crescută pentru carne și ou, are ciocul lat și rotunjit la vârf, picioarele scurte și palmate, iar penajul care acoperă corpul este divers colorat. Ouăle raței sunt mai mari și au coaja mai tare decât ale găinii, iar culoarea lor este bleu-verzuie. Rațele sunt iubitoare de apă și bune în notătoare, în deletnicire înleznită de forma palmată a labelor folosite pe post de vâzle, fapt pentru care pot fi des întâlnite pe marginea heleșteelor. Puii raței sunt numiți boboci. Gâsca Pasăre domestică de la care, pe lângă carne și untură, omul folosește în diferite scopuri și fulgii acesteia. Are gâtul și ciocul lung, picioarele palmate ca și rața, iar penajul este sur pe spate și alb pe piept. Gâsca domestică este mai mare decât cea sălbatică, Putând ajunge la greutăți de până la 8 kg în funcție de rasa din care face parte. În țara noastră, cele mai întâlnite rase de gâște sunt comună, albă și transilvăneană. Curca, pasăre domestică crescută de om pentru carnea sa, ce posedă calități dietetice, este o pasăre de talie mare, spre deosebire de celelalte păsări întâlnite frecvent în ogrăzi, greutatea variind în funcție de rasă. În țara noastră o rasă des întâlnită este curca bronzată, la care greutatea corpului poate ajunge între 8 și 12 kg. Are corpul acoperit cu pene ce pot fi de culoare albă sau neagră. Curcanul are un penaj mai amplu și un șirac de mărgele în jurul gâtului, care împreună cu creasta capătă o culoare roșu intens atunci când curcanul devine nervos. Bibilica, pasăre domestică de talie mai mică decât găina, având penajul pestriț, mai exact cenușiu înspicat cu alb iar pe cap posedând o formațiune osoasă de forma unui corn. Este crescută pentru ouăle sale care au dimensiuni mult mai mici decât ale găinii, motiv pentru care atunci când un ou de găină este mai mic decât celelalte obișnuite, îi se atribuie expresia ou de bibilică. Prepelița Pasăre domestică scurmătoare, domesticită de către om, la origine fiind o pasăre migratoare. La noi este întâlnită cea din rasa anumită prepelița japoneză. Este o pasăre de talie mică, având penajul de culoare brună cu dungi transversale pe spate, iar pe burtă de o nuanță mai deschisă. Este crescută de om pentru carne și în special pentru ouă care prezintă calități benefice în alimentația dietetică. Ole sale au dimensiuni foarte mici iar culoarea lor este pestriță.